Ceau, Marian! Bună dimineața, Diana, salut, Florita, sunt la Romexpo pentru că a început târgul de turism al României. Într-adevăr, aici putem găsi cele mai frumoase destinații de vacanță. Eu m-am oprit aici, în zona Maramureșului, pentru că sunt mulți care vor să petreacă în mod tradițional. Lângă mine am pe cineva care ne va spune mai multe despre ofertele pe care le găsim aici. Bună dimineața, bine v-am găsit, îmi place aici, la Maramureș. Bună dimineața și bun venit echipei voastre la târgul de turism al României. De astăzi și până duminică puteți să vă cumpărați cele mai frumoase și mai atractive vacanțe pentru sărbătorile de iarnă 2017-2018, dar deja vacanțele timpurii, înscrierile timpurii, așa cum spunem noi, pentru vacanțele verii 2018. Suntem acum la Maramureș, de aici pornim într-o călătorie fantastică în România. Toate destinațiile românești vă așteaptă: Bucovina, Neamțul, Hunedoara, Sibiul, Bihorul, Gorjul, Timișul, bineînțeles, litoral și delta Dunării. Vă invităm pe toți să vă cumpărați vacanțele pentru ceea ce vă doriți voi să faceți în 2017 și începutul anului 2018, iar la vară vă așteptăm, desigur, pe litoral, în delta, la munte, la mare și oriunde în România. Avem pe cineva aici chiar din Maramureș, nu? Bună dimineața, să veniți puțin, să trăiți, Marian, îmi pare bine. Bine v-am găsit din nou, Dan, mă bucur să veniți în Maramureș, în fiecare an ne-am întâlnit aici și tradiția asta ne bucură. Suntem în prag de sărbători de Crăciun, unde altundeva poți petrece un Crăciun tradițional decât în Maramureș. Pentru asta am adus oferte de la pensiuni, soluții de cazare, hoteluri, pensiuni, de toate. Și de asemenea muzică bună, cum se aude și în fundal, chiar dacă nu e din Maramureș, e muzică tradițională și e foarte important să păstrăm tradițiile. Să spuneți acum cu cine ați venit aici, pentru că avem mai multe zone aici care vă reprezintă. Sunt mai multe țări din Maramureș, acum avem un olar din țara Chioarului, este de altfel o ocazie bună să promovăm țările Maramureșului. Astăzi vor primi și o destinație de excelență, este vorba de o titulatură nouă dată de cei de la Ministerul Turismului. Vedeți că doamna Corina este foarte tentată întotdeauna să se ocupe de partea de olărit împreună cu meșterul nostru Daniel Leș. De asemenea, am adus-o pe doamna Maria Zapca cu un război de țesut și colegii care, ca de obicei, sunt axați pe tradiții. Evident, nu puteam un Crăciun în Maramureș fără să vă aducem măcar așa un mic simbolic, măcar așa să gustați produsele pe care le oferim celor care vor veni acolo. Noi vă mulțumim foarte mult, cu toții așteptăm sărbătorile de iarnă. Acum, dacă am emoții, dacă servesc ceva de acolo, îmi trec emoțiile. Absolut, nu? Absolut, așa se procedează la noi, vedeți că totul este cursivitate, cum ar spune străinii, flow vine de aici, de la o pălincă adevărată din Maramureș, Horinca, așa cum se numește la noi. De altfel, la Crăciun în Maramureș, ediția din acest an, din 23 decembrie, o ediție aniversară a noua, o să fie pălincă, o să fie produse tradiționale și tradiții foarte, foarte multe și cât se poate de autentice. Eu vă mulțumesc mult, o să iau la pachet și pentru Florin. Sigur, și pentru Diana. Vă împachetăm un metru de Horinca. Doamne ajută, Florin, Diana, deci dacă vă gândiți să plecați în vacanță, veniți aici la Romexpo, la târgul de turism a României, cu siguranță veți găsi cele mai bune destinații. Eu am ceva emoții, așa că o să încerc să văd. Oh, Doamne ajută, să trăiți și să fie un an bun. E bio, e ce trebuie. Asta zic și eu, că e ce trebuie.